Da, ce să mai una peste alta, lucrurile s-au înrăutățit. Au început să apară cât mai mulți extraterestri ilegali pe la noi prin care și peste cam toate locurile. Au fost deja o grămadă de rapoarte. Așa că o să mă ajut la această centură neagră pe care o am în jiu-jitsu. Și o să vă demonstrez cât se poate de bine cum se lovește un extraterestru ilegal de 100 de ori într-o secundă, astfel încât să poți elimina. Foarte important, cum ne dăm seama că este un extraterestru sau că cum putem anticipa vizita unui extraterestru chiar cu minute? Nu putem. Înțelegi? Când apare. Genul ăsta aici. Dar dacă sunteți puțin atenți, uitați-vă la el. Are capul mare, un creier mai mare decât al nostru. Ok. Asta pentru că ne poate citi gândurile și intențiile telepatice, adică ne poate anticipa mișcările. Și dacă vom încerca să-l atacăm, nu vom reuși, pentru că el știe deja mișcarea pe care vrea să stai cu minte că nu. Deci a văzut, nici nu s-a speriat, pentru că el știa ce intenția am eu. Așa că ca să ne potrivim împotriva, înainte a începe lupta cu acest extraterestru ilegal, e foarte important să ai această... Asta este un fel de masă, înțelegi? Ca să nu... Și nu te mai poate controla prin gânduri. Acum îți voi arăta cum să îl lovești de 100 de ori într-o secundă. Ce este foarte important? Când îl lovești, trebuie să lovești... Talk.